Aproximativ 200 de dascăli s-au adunat în fața Ministerului Educației pentru a se plânge de lipsa dialogului cu reprezentanții guvernului. Profesorii sunt nemulțumiți de faptul că actualul guvern nu îi mai reprezintă. De ce în piață aici? Pentru că este simbolul democrației în România. Pentru că este locul în care președintele Traian Băsescu a venit în urmă cu ceva ani și le-a cerut sprijinul bucureștenilor să-l salveze în momentul în care cei 322 de parlamentari au votat suspendarea domniei sale. Este locul în care le-a promis bucureștenilor că odată la 6 luni va veni să le prezinte raportul despre starea României. Ori domnia sa i-a mințit pe toți cei care au acordat susținerea, a trădat interesele poporului român și nu reprezintă în momentul de față decât interesele clientelei politice și ale partidului pe care îl ține în brațe. În momentul de față a venit vremea ca domnia sa să răspundă. Și cel mai elegant gest, dacă domnia sa este capabil să înțeleagă acest lucru, este acela de a-și da demisia. Federația a făcut o analiză a salariilor pe care le vor primi cadrele didactice în anul 2012 înghețate la nivelul celor din 2011 potrivit deciziei guvernului. De exemplu, un profesor grad didactic 1 cu 40 de ani vechime câștiga net la sfârșitul anului trecut 1650 de lei, iar în 2012 va primi aceeași sumă. Începând cu ianuarie 2012, fără tăierea de 25%, ar fi trebuit să primească 1900 de lei. În schimb, un profesor gradul didactic 1 cu 10-14 ani vechime avea în noiembrie 2011 1120 de lei, iar acela salariul va primi lunar și în 2012.